Scriitorul Augustin Buruza a încetat din viața aseară la vârsta de 78 de ani, considerat unul dintre cei mai importanti scriitori contemporani. Augustin Buruza a absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Cluj în anul 1964, dar a renunțat la profesia de medic psihiatru pentru care se specializase și s-a dedicat tot al literaturii. Este autor al mai multor volume printre care Absenții, Orgolii, Fețele Tăcerii, Vocile Nopții, Refugii, Drumul Cenușii, Recviem pentru Nebă. Bun și bestii, raport asupra singurătății. De asemenea, a scris scenarii cinematografice precum Orgolii pădureanca undeva în Nest. Din 1992 a devenit membru titular al Academiei Române. Originar din Maramureș, academicianul Augustin Buruza a condus Fundația Culturală Română din 1990, iar în perioada 2003-2004 Institutul Cultural Român a câștigat încă de la început simpatia publicului și aprecierea criticilor literari. Romanele sale au cunoscut tiraje uriașe și nenumărate reeditări în țară și străinătate. De-a lungul timpului a primit numeroase distincții. Printre altele a primit de patru ori premiul Uniunii Scriitorilor din România, iar în anul 2000 a fost decorat cu Ordinul Național pentru Merit în grad de Mare Cruce. Fica sa, Ana Maria, este căsătorită de 15 ani cu George Maior, actualul ambasador în Statele Unite, fost șef al SREI.